din alte motive, nu pentru orice. Deci. Ascultă-mă și îți repet pentru ultima oară. Te iubesc enorm, te-am iubit enorm și te voi iubi la fel de mult. Tot ce vrei tu. Nu ai nicio datorie față de mine. Ok, n-am nicio datorie. Iar dacă vreodată consider că vrei să te întorci la mine, oricum, din orice punct de vedere, sau dacă vreodată îmi vei da dreptate, sau dacă vreodată vei realiza și alte lucruri, prin absurd sau poate prin normal, voi fi aici. Dacă nu voi fi aici, vei ști unde să mă găsești. Vei afla. Ok. Da? Și atunci, mai Nu te departe. obligi cu nimic la nimic. Ok. Mai departe, Da? dacă tot ești acea persoană atât de bună și cu inima atât de mare și Nu atât. sunt atât de bun, așa sunt, am fost tot timpul, dar Ok. nu de tine. Nu Deci sunt un sunt om bun. liber oricând Sunt un să om plec foarte puternic, oriunde, dar nu sunt un om bun. fără ca tu să intervii și să te bagi? Daniel, nu, deci nu Ai înțelegi, spus asta că nu sunt sunt. liber să plec oriunde Deci, când vreau? Daniel, am vorbit doar. Deci nu, mai departe nu-ți munge nimic. Deci nu Dar tu încerca ai să mă spus mai determin. înainte că sunt liber, pot să nu stau nicio Daniel, zi, nu nici o lună, încerca nici să mă două. determin de să spun niște lucruri. Ți-am spus totul, citește-te pe rândul, tot ce vrei. Deci îți spun, Cătălin, așa cum i-am spus și mamei tale, și chiar ei m-a rugat lucrul ăsta. Daniel, stai aici, dar mai departe, tu știi ce simți. Să nu-i dai speranțe dacă nu simți. Și am spus, doamna botezatul, vă spun din tot sufletul și cu toată inima, vin și stau pentru că mi-a spus că are nevoie de sprijinul meu și dacă el îmi cere lucrul ăsta pentru această perioadă de 2 luni, să stau acolo acasă, îi arăt că nu mă deranjează. Nu mi-am creat în mintea mea și cred că e un monstru. Daniel, îți repet alta. Dar Deci, stau că... dacă vrei să pleci, pleacă. Dacă vrei să te întorci, întoarce-te. Dacă vrei să pleci și să te întorci după o perioadă la mine, întoarce-te. Dacă după o perioadă îți dai seama de ce te-am dat între noi și dai seama de ceea ce îmi bat gura cu tine acum, dacă îți dai seama de cât de mult te iubesc, întoarce-te la mine. Deci ești liber să faci ce vrei. Deci poți să pleci acum, ești la mine acasă, Lăsă mașină. sau când o să fii, Uite, poți dacă să pleci vrei. din casa mea acum sau niciodată. Poți să pleci acum sau mâine sau Ai auzit poimine că sau ți-am mâine. închis portiera? Vrei să claxonez? Mă, nu vorbesc de casa mea în sensul bun, în sensul de... Deci, Cătăline, îți repet, nu m-am întors aici în casă pentru a-ți da speranțe sau pentru Daniel, a încerca să spun că s-ar nu putea trebuie să să-mi dai schimbi ceva. speranță, da, spun. Îți repet că văd că nu înțelegi. Poți rămâne, totul este la figurativ. Poți Da. rămâne în casa mea acum, poți pleca din casa mea tot acum, poți să te întorci în casa mea înapoi mâine, poimine, după ce acasă și vrei să te întorci luni, e ok. Că vrei să pleci acasă și nu te mai întorci niciodată, este iar ok. Eu ți-am spus și spun tot timpul, îți mulțumesc că ai fost în viața mea, îți mulțumesc că m-ai făcut fericit, îți mulțumesc că poate ultimele zile ale vieții mele le-am petrecut alături de tine. Da? Asta pot să spun. Îți închei prin a-ți mulțumi. E ok? Ok. Și eu îți mulțumesc că m-ai înțeles și îți mulțumesc pentru tot ce a fost. Și sper ca Dumnezeu să aibă în viață atât cât vei mai trăi și după în grijă de sufletul tău. Ok. Atunci faci ce vrei, da? Ce ți-am spus. Să întorci sau nu, este alegerea ta. Am înțeles. Atunci, pot să te întreb ceva în mod normal și civilizat? Te rog, până acum am vorbit civilizat, nu cred că Da, am da, da. vorbit necivilizat. Nu. Deci te întreb la modul cel mai firesc. Îți spun atât. Dacă pe tine te ajută cu ceva faptul că eu voi sta aceste 2 luni aici, spune-mi și stau. Mai departe, din punctul meu de vedere, ți-am zis, îmi este indiferent. Indiferent în ce sens? Nu, că dacă sufer că nu te arăt de ai tăi, nu mă ajută. Dacă sufer că nu te arăt de ai tăi, nu mă ajută pentru că înseamnă că te fac să suferi și nu vreau. Nu. Pentru Iar că... dacă te port la fel ca și acum, mă faci și mai rău să suferi. Deci sunt niște variante pe care tu le decizi. Ori te porți cu mine frumos, în sensul că vorbim, te porți, nu trebuie să facem ceva, Doamne ferește. Te porți altfel, ori, dacă într-adevăr suferi atât de tare crize parte de al tăi, nimic nu mai se pune a doua problemă, în sensul că Cătălin, adică te schimbi. trebuie să înțelegi. Indiferent cum aș lua-o, vor fi momente în viață în care nu voi fi alături de ai mei. Dar, mai departe, ți-am zis, sper să fiu alături de altcineva,
sau sper să nu fiu pe durate prea mari de timp. Daniel, adică... Deci alegerea este a ta. Faci ce vrei tu, Daniel. Faci ce vrei tu. Dacă am să vreau, de exemplu, să plec la verișoara mea în Italia, să-mi găsesc acolo de muncă, nu ca manechin. Ai ceva împotrivă? Eu n-am... De ce mă întrebi? De ce vrei să... De ce vrei să... Să afli niște răspunsuri. Păi nu, păi asta mi-ai spus mai devreme, chestia... Dar o să vedem. De ce vrei? Deocamdată ți-am spus ceva capital. De ce vrei să capeți promisiuni? Dacă pleci în Singapore, dar... Nu știu, Daniel. Tu ești schimbător? Da. Hai, e posibil să schimbi și tu. Vezi? Eu nu sunt tot om? Ok. Eu trebuie să fiu numai înger, așa cum ți-am demonstrat, iar tu... Cu tine trebuie să fiu permisiv, pot fi oricând schimbător. Eu acum spun asta, eu acum asta simt. Mâine poate simt altceva. Vezi ce urâte să fie totul incert? Are ceva cu tine. Sau cu... vrea să răzbună cineva pe tine sau că te aminta cineva. Ei doare în pulă, Daniel. Scoate mai bine. Ei doare direct în pulă pe tine. Scoate mai bine. A, pot fi zgândăriți să intereseze. Dar nu are cine să-i zgândere. Da? Bun. Deci, repet, semnează actele și, pe urmă, pleci când vrei, poți să tai nouătă, deci asta iară autofrecol, Doamne ferește. Dacă vrei să te întorci, bine. Dacă nu vrei să te întorci, iară bine. Atunci te întreb pentru ultima dată. Atâta timp cât, din punctul meu de vedere, nu se va schimba nimic sentimental după aceste două luni, are rost să mă întorc, să stau în apartament aici sau nu? Faci ce vrei tu. Eu nu spun că mi-e indiferent, nu spun nimic, am spus, faci ce vrei tu. Nu vreau să fiu acuzat așa cum m-ai acuzat de câteva ori că te-am manipulat. Dacă manipularea a însemnat faptul că am vrut să te țin cu orice preț lângă mine pentru că te iubesc de măcar pe mine, da, poți să numești manipulare. Dar nu cred că poți numi asta. Bine, adică nu mă am baterie la asta, deci faci ce vrei tu. Dacă vrei vorbim mai încolo ca să încarc telefonul. E și poliție și nu poți. Oricum, ați vrea așa să... Mă odihnez, după că mâine trebuie să plec dimineața. Dacă vrei, vorbim mâine, dacă vrei, fă ce vrei, întoarce-te când vrei, mâine, luni, oimine, peste un an, peste doi, peste 100 de ani, întoarce-te când vrei, fă ce vrei tu, urăște-mă, iubește-mă, dă-mă dracu, fă ce vrei tu. Fă ce vrei tu, Daniel. Ok. Bine. Okay. O seară plăcută și mie chem plăcută. Cred.